în copilărie, mi-aduc și o aminte perfect, visam să devin Angela Simile. Mi-aduc aminte că atunci când eram mică spuneam mereu că am să devin hairstylist. Bine, cel mai tare mi-am dorit mai întâi să fiu musafir. Visul meu din copilărie era să devin cântăreață și iată-mă, în niciun caz să gătesc. Asta a venit așa, a fost o conectare cu viitorul. Eram în Brazilia, pentru că eu călătoresc foarte mult și am stat o perioadă acolo și dintr-o dată m-am trezit și am zis vreau să învăț să gătesc. Să fiu macaragiu, serios. Să fiu, adică era o chestie cu înălțimile. Visul meu din copilărie a fost să devin alpinistă, să mă cațăr, să urc pe cel mai înalt vârf, să ajung pe Everest, să nu știu. Oricum, adrenalină. Scafandru. Scafandru, jur, asta vreau să mă fac, scafandru. Numai nu actriță, voiam să fiu gospodină. Voiam să fiu gospodină pentru că stăteam prin curte pe acasă și făceam mâncare din tot felul, de nisip, pământ, sarmale din frunze cu pământ și așa mai departe. Am vrut să fiu mai multe, am vrut să fiu judecător, am vrut să fiu jandarmeriță, știam că o să fiu cântăreață, adică asta ziceam eu că o să fie jobul meu de bază. Sincer, eu aveam o obsesie, pot să spun, cu ceea ce privește spațiu și îmi doream să lucrez la NASA de mică.